Mulțumesc, mame, mulțumesc țarului că a venit în Alaska. Dar nu voi face ca la Oscar, dar totuși trebuie să adresez niște mulțumiri doamnei Maria Grappini, care din funcția ei de la Bruxelles și-a permis să rupă o oarește sumă și să plătească tiparul acestei cărți. Așa că mă simt dator să spun mulțumesc Maria Grappini. Am venit la Lugoj în 6 februarie pentru că întâmplător știam că astfel de momente, lansări de cărți, întâlnirea Lecenacului se întâmplă vinerea și pentru că am căutat prima vineri după ce am spus cartea din editură a fost aceasta, am venit la dumneavoastră pentru lansarea absolută a cărții pentru că este prima lansare. Și asta ca să repar o absență a anilor trecuți, pentru că în 2008 am fost la dumneavoastră și am lansat două cărți, după care am stat un cincinal, ne-am reîntâlnit în 2013 cu clepsidra de cuvinte și atunci spuneam în această sală că sper să nu treacă un cincinal până ne vom reîntâlni la o nouă lansare. Iată că n-a trecut, m-am străduit să nu treacă decât 2 ani. Dar dacă o amânam, că și așa anul trecut trebuia să lansez această carte, mi-am propus anul trecut, pentru că uitându-mă în buletin, am găsit seria buletinului meu 666029 și pentru că anul trecut, în 4 aprilie, tot buletinul mi-arăta că viața mea măsoară 66 de ani, sau numără, cum vreți dumneavoastră. Și atunci am stat într-o noapte de insomnie și m-am gândit la un proiect. Acest proiect, sigur că oricare om care are o idee, o ține cât o ține în el, dar trebuie să o mărturisească. Și am mărturisit-o prietenului meu, Dumitru Oprișoara. Și am spus, am 66 de ani, cât mă ține Dumnezeu pe pământ, vreau să scriu câte un volum în fiecare an, intitulându-le 66, 67, 68, 69 în anul în care Dumitru Oprișor va fi absent, 70 și dacă voi reuși prin schimbarea prefixului să continui, voi continua. Dacă nu, mă voi opri acolo. El mi-a spus, ești nebun. Cum să pui titlul 66? Scrie măcar cu litere. Nu. Am avut însă șansa că am întâlnit pe Gabriel Kelemen, un artist plastic extraordinar și istoric de artă și critic de artă, căruia i-am dat manuscrisul și i-am spus, am stat mai întâi de vorbă cu el, am îmbrățișat din prima secundă ideea. Și mi-a făcut 17 desene. Am mers la el, am văzut, era mult prea mult. La 66 de poeme, 17 desene. Și atunci am vrut ca fiecare al șaselea poem să fie ilustrat și am rămas la 10. Iar pentru copertă, ceea ce a spus Marian și a sesizat, este adevărat, acel 6 în oglindă a fost gândit pentru că eu am ales desenul acesta tocmai pentru a nu diminua din mesajul plastic și a tipări titlul cărții acolo unde spațiul permite și unde și din punct de vedere estetic îmi permite mie. Această carte este un pic gândită, trebuie să recunosc, și chiar dacă nu m-am gândit la toate simbolurile pe care le-a relevat Marian aici, totuși la câteva am gândit. Dar asta, de-abia după ce mi-a venit ideea cu 66, am început să caut simbolistica. Și am scris poemele fără ca vreodată, la vreun poem, să mă gândesc la vreun simbol al cifrei 6. Ele au îngereasă. Dar îngereasă. Da, dar îngereasă a avut grijă. Așadar, mulțumesc lui Gabriel Kelemen pentru această întâlnire. Trebuia să vină și el aici și ar fi fost o bucurie pentru el să se întâlnească cu dumneavoastră. Însă,
fiind artist plastic, aseară a avut loc o altă manifestare la Timișoara și astăzi sunt la Marafonia, unde a fost o tabără internațională, având ca temă Dunărea, a artiștilor plastici, și au un simpozion acolo. Va fi cu siguranță prezent la Timișoara, unde voi avea a doua lansare, în 12, deci vedeți, iară dublu de 6, la sala Orfeum a Facultății de Muzică. Această întâlnire, deci până acum, din punct de vedere editorial, am avut două întâlniri benefice. Una cu Valeriu Sepi, pentru Clepsidra de Cuvinte, de acum 2 ani, și aceasta cu Gabriel Chelemen. Și nu poate fi decât benefic pentru ambii creatori. Gabriel Chelemen a și spus că a ieșit foarte frumoasă cartea, ba chiar a făcut o afirmație: băi, au ieșit desenele mai frumos decât original. Ceea ce m-a încântat pe mine și sigur că e o notă bună și pentru tipografie. Vreau să vă mai dau doar o simplă informație. Pe clapeta copertei a patra o să găsiți un portret. El are o semnătură, dacă vă uitați atent, în japoneză. Am avut șansa să cunosc doi artiști japonezi când aveam 20 de ani. Unul se numește Mia Kozei, un fotograf, artist fotograf, și celălalt se numește Miyoshi Akasaka. Au făcut cunoștință cu România în 1968, eu eram student, i-am cunoscut. Miyoshi Akasaka mi-a făcut un portret, acesta, pe care îl aveam înrămat în camera mea de lucru și am considerat că acesta este momentul ca să-l și valorific. Artistul e născut în 1937, trăiește la Tokyo și dacă vă uitați pe internet o să vedeți că are notorietate. Miyoshi Akasaka. Celălalt japonez, Mia Kozei, a avut relații mai strânse cu România, a publicat chiar la editura Meridiane albume de fotografii în mare parte ale Maramureșului și după 90 cu editura Humanitas. Îi mulțumesc lui Miyoshi Akasaka, nu credeam că în 1968 voi folosi acest portret în creion și îl voi publica pe clapeta unei cărți. Vă mulțumesc dumneavoastră, mulțumesc colegilor care au pătruns și, nu exagerez, profund în semantica poemelor mele și au descoperit ceea ce în parte era și în intenția mea și că au descoperit și alte lucruri, este și mai îmbucurător faptul. Și mulțumesc lui Nelu Oprișor, n-am crezut că poemul Levitație va produce atâta emoție, dar nu pot decât să îi mulțumesc și să-l îmbrățișez. Cu mare plăcere. Vă mulțumesc dumneavoastră și faptul că am făcut această lansare absolută la dumneavoastră, sper să însemne mai mult decât prietenia pe care vă port. Vă invit după aceea la o mare plăcere.